Clădirea în care își desfășoară activitatea Centrul de Transfuzie Sanguină din Robeta Turnu Severin este într-un avansat stadiu de degradare. Sunt 10 de ani de când aici nu s-a mai făcut vreo îmbunătățire. Cu fiecare zi care trece, clădirea se transformă în ruină. Clădirea este în proprietatea Ministerului Sănătății a Institutului Național de Hematologie. Este clădire de patrimoniu, are nevoie de fonduri mari pentru reparații curente, dar reparații capitale ale exteriorului și de aprobările de rigoare de la Ministerul Culturii pentru aceste reparații. Centrul de Transfuzie Sanguină își desfășoară activitatea într-o clădire de patrimoniu ce are o vechime de peste 100 de ani. În interior, edificiul a fost reabilitat, dar în exterior, zidurile stau să cadă. Cel mai dificil este iarna, căci instituția nu a avut fondurile necesare pentru racordarea la sistemul centralizat de încălzire. Nu este racordată la sistemul de termoficare. Până acum 2 ani de zile ne-am luptat cu procesele de revendicare, au fost 2 procese de revendicare și nu am avut voie să facem niciun fel de lucrări. De 2 ani de zile nu sunt fonduri, suntem cu sobe pe lemne. Pentru reabilitarea clădirii ar fi nevoie de aproximativ 1,5 miliarde de lei vechi. În prezent există speranțe. Cadrelor medicale li s-a promis că vor primi un spațiu adecvat, fie în incinta noului bloc materno-infantil, fie la Spitalul Județean de Urgență, după mutarea secției de pediatrie în noua locație.